Since the day my life has started, I searched for love. In love again, you're always on my mind. I'm yours and you are mine, dreaming a night. In love again, your love was hard to find. I'm lucky that you're mine, feeling so right. Personal acest cântec. I need your love. Eu așa cred. Da. Eu acum cânt despre iubire și îmi place să cânt despre iubire. Ei... Și să se regăsească toți cei care mai cred în iubire și cred în iubire în ziua de astăzi. Păi nu trebuie să creadă, trebuie să nu-i la biserică crezi sau nu crezi. Nu, trebuie să o trăiască și să o simtă. Trebuie să o trăiască, bineînțeles. Da. Ela, ce ai mai făcut în ultima perioadă? Știi ce vorbeam cu Andreea? Ea este Ela aia! Ela aia! Da! Alex, da! În concluzie, aparițiile tale sunt cam rare. Bun, păi poți să spun eu ceva? Foarte bune! Foarte bune apariții! Rare, dar foarte bune! Mulțumesc din suflet! Mulțumesc foarte mult! Da, aparițiile sunt rare, dar... Ce ai făcut, ce faci și ce urmează să faci? Dacă avem timp, o să spun, din trecut, dar totuși așa pe scurt, am câștigat un reality show făcut la o televiziune, împreună cu Alex, că despre asta discutam mai devreme. Am avut o trupă de fete, mă rog, un trecut în care, nu știu, pot să dovedesc la un moment dat că nu vreau să plec așa repede și din showbiz. Din showbiz și plaja muzicală. Nu am apărut ieri, alaltă ieri, și nici nu vreau să plec foarte repede de aici. Așa. Și lucrez la acest proiect solo de 2 ani jumătate. Acesta este cel de-al doilea și cel mai recent single al meu. Și videoclipul și albumul este gata. Îl pregătim să-l scoatem pe piață în primăvară. Am pregătit un concert, un show, avem un show foarte tare, peste 45 de minute, cu dansatori, cu foarte, foarte frumos. Și ce să zic, avem concerte, vreau să mulțumesc în primul rând casei mele de producție Roton, casei mele de management, care m-a ajutat foarte tare, Radu Groza, impresar și manager, Și, bineînțeles, să le spun și celor de acasă și celor care vor să mă urmărească mai îndeaproape că am o pagină oficială de Facebook, pot să mă găsească pe Facebook, că toată lumea ziua de astăzi e cu Facebook-ul, Ela Oficial, pe YouTube, pe Twitter, pe MySpace. Deci peste tot te găsesc ca... Ela Oficial, da. Am o întrebare. Și când site Ela Oficial să vorbești și să intri pe toate chestiile alea? Păi, asta fac, asta e meseria mea, să cânt, să am grijă de acolo ceea ce... acolo trebuie să vorbești cu fanii. Încercam să-ți povestesc un pic. Iar asta face parte, zic eu, din ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Adică mi-e foarte drag să stau de vorbă cu cei care mă plac pe internet, să le răspund, să vorbim, să discutăm. Dar în clipa asta, dar chiar în clipa asta, că te-am întrebat ce ai făcut, ce faci și ce vei face, în clipa asta nu ți-ar plăcea să asculți Amadeus? Mi-ar plăcea foarte tare, bineînțeles. Trebuie să-i satisfacem dorința. Amadeus!